câte zerouri are, le duc în dreapta dacă înmulțesc. Dar câte zerouri sunt aici? Două. Și atunci unde trebuie apus? A, nu, nu, nu. A, de câte o zeră, da. Atât? Am luat trei din greșeală, că dacă e 1000, nu știu ce. Atenție multă. Cu cine este egal 3,75 împărțit la 100? Împărțit la 100? Da. 0,0375. Adică tu ai mutat-o de la 3 la stânga peste 2, nu? Deci peste 2. Și ai pus încă una aici și până ai pus grijă. 0,03, da. Așa este. E corect răspunsul tău. Dar dacă am să-ți dau să spunem 15,2 împărțit la 10 la a 4-a. Împărțit la 10 la 4 zerouri. Da. 0,00152. Imediat ai să-ți dacă 4 decimale în stânga, da? Da. Așa se mulțește, se împarte cu 10, 100, 1000, da? La stânga când împarți, la dreapta fuge virgula când înmulțești. Și acum să facem o împărțire. Hai să zicem, vreau 732,5 împărțit la 24. Împărțit la 24? Da. Okay. Și vreau cu o precizie de două, câtul cu două decimale. Imediat calculez. Ia te rog. De 3 ori se cuprinde. De 3 ori, 3 ori 4, 12. 1, 6, 7, 1, 2. Nu se, nu merge. În coboră și pe cetă am ajuns la virgulă, virgulă. Da. Îi coborăm pe 5. Așa. Și acum calculăm 5 secunde de... Nu, de 5 ori, cred. 0, 20... De 5 ori. De 5 ori. Și vine 24 ori 5. 5 2. 10, 120. Acum de 5. Coborăm un 0. Așa. 5 ori 4, 20. 5 ori 2, 10. Da. Și 2, 12. 5. Au rămas 5 doar atât, da? Da, coborăm 0. Da. 50. Și... nu punem 0 acolo? După? 24 în 50 merge. Da, nu punem după ce am coborât 0 ăla, nu punem 0, cum se merge? Unde se aici se pune 0? Da, că nu merge și am coborât 0. Păi, da, el a fost primul rest aici. Și acum am coborât următoarea, aici am 0 ori cât cuprinde. Aia, 0 nesemnificativ. Este primul 0 care l-am coborât. Deci, după ce cobori și nu merge, pui 0 la cât, da? Da. Și atunci? Deci, ar da 48. Deci, merge de... 2 ori, 48. Și de 2 mai coborăm un 0, nu merge. Și acum punem un 0. Așa. Da. Și mai coborăm încă un 0. Așa. Și ar da 5, 7. Dacă ar fi... 7 cred că ar merge. Sau 8. Eu cred că merge 8, pentru că dacă ar fi 25 ar face 200. Da, merge și 8. Merge 8, sigur. 8 ori 4, 32. 3, 16, 19. 19. 2, deci 8. 2 din 10, 8. Nimic și nimic. Coborăm un 0. Da. Și tot facem așa și nu știu. Hai, stați puțin, că să vă până când se repetă, că poate este perioadă. Să vedem, dar uite, deocamdată nu văd. Nu vedeți perioada ceva? Nu văd. Poate undeva să parte exact. Hai, continuăm un pic, da? Mai contă puțin. Da. Oricum, am zis cu precizie de 2 decimale, am luat-o chiar cu 4. Da. Știi cu ce precizie? Cum ai citit câtul împărțirii? 3,
3,5208. Adică ce sunt 5208? De 10.000. Așa. Zecimi de mii. Zecimi de mii. Zecimi de mii, sigur că da. Ei, și dacă ar fi să ne oprim aici, care este restul? Ai, gata, hai, încă una mai facem, încă una. Mai vrei încă una? Încă una. Deci aici simți că s-ar împărți? Da. La 24? Nu simt că s-ar împărți, dar va e ceva. Se cuprinde de 3 ori, nu? 3 ori, 3 ori 24 face, că 3 ori 4, 12. Și 7. 3 ori 2, 6, 7, da. Și ar da 8. Și mi-a coborât 10 și așa continuăm la sfârșit. Așa. Însemna tot numărul ăsta, perioada 3. Deci, care este? Numărul ăsta, perioada 3, că 3 se repetă și e pus între niște paranteze, perioada, adică. Numai ce se repetă pune în paranteze? Numai ce se repetă, exact. Adică pe cine se pune în paranteze? Pe 3. Atât. Asta e perioada. Ce fel de număr se numește ăsta? Asta pe limba, perioadă, număr decimal, nu știu. Număr periodic mixt. A, mixt, că are și perioadă și mai este și... Și un grup de cifre care nu se repetă. Asta tot pe limba mixtul, da. Da, este un număr decimal periodic mixt. Număr decimal periodic mixt. Hai să vedem, acum să transformăm în fracție ordinară. Deci numărul acesta periodic mixt, da, în fracție ordinară. Ia să vedem. Da, cum ar arăta ești... în fracție ordinară? Imediat să scriu și ăsta. Îl vedem, 3 virgulă. Nu. Asta e puțin să fie perioada. Ar fi 3. Da. Fracția, ordinal de fracție. Ar fi... 0, adică perioada. Deci cum așezăm, zicem? Adică introduci? Scriem pe... Cum se transformă un număr periodic mixt în fracție ordinară? Hai să ne amintim. Știu că perioada se pune 0 și la numere normale 9. Ca numitor, la numitor. Deci cum procedăm? Cum procedăm ca să... Vedem. Deci cum se transformă un număr periodic mix? Mai întâi să vedem, dacă ne amintim, cum se transformă un număr periodic simplu. Adică dacă ar fi 4,7 în perioadă. Cum ar fi egal 4,7 în perioadă? Cu cine este egal? Este egal cu 4. Da. Linie de fracție. De fracție. Deci 4,7 în perioadă. La 4, linie de fracție. Așa, 4, linie de fracție. Ar, la numitor aș scrie 0. De ce 0? Sau 9. 9. 9, da. Punem 4, 7, supra atâția de al din 9, câte cifre sunt în perioadă. Deci 4, 3 și 7 pe 9. Deci copiem, de asta tu înțelegi, deci punem 4. Da. Tragem linia. Deci dacă e perioadă 9 și dacă sunt numere obișnuite 0. Stop. Deci este vorba de numărul 4 în 3 și 7 pe 9. El s-ar mai scrie 4 plus 7 pe 9, că tot același lucru, nu? Când ne introducem întregul în fracție, cum facem? 4, 9, 36. Și 4 numitorul, da. Deci face 36 și cu 7. 36 cu 7 ar însemna 43. Face 43. Pe 9. Supra 9. Ei, și 43 supra 9, dacă faci împărțirea, vezi dacă îți dă 4,7. Trebuie să faci împărțirea. Implică 2. Să vedem. Ca să ne convingem.
fă împărțirea asta, să vezi dacă dă 4,6. Da, 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 da. Deci este corect făcută, da? Da. Dar dacă ți-aș da așa, 4,35 în perioadă. 4,35 în perioadă ar fi egal cu 4. Linia de fracție la numitor ar fi 99. Așa, 2 de 9, da. 4 întregi și 35 pe 99. Aș fac acolo, da. Și introducem întregi de fracție și ne facem părți. Dar dacă este... Băi, dar eu știi ce? Stai, și mix să facem acum. Facem și mix, hai te rog. 4,5 în perioadă 3. Ar fi egal cu 4 în linie de fracție. Da. La numitor ar fi 90. Un 9 pentru 3 și, 0 și un 0. Deci pentru ăsta e un 9. Da, da. Și aici e un 0. Iar la numărător? Iar la numărător ar fi 5 minus 3. Nu, 53. Se scrie tot grupul de cifre de după virgulă. Da. 53 minus 5. Minus partea neperiodică. A, da. Deci scriem tot 53 minus 5 supra 90. Și te rog să faci calcul, să vezi dacă îți dă împărțirea făcută, dacă îți dă așa. Deci egală mai departe cu 4 întregi. 4 întregi. Și 53 minus 5 face cât? 53 minus 5 face, pausați puțin, de fracție 90, ar însemna 48 supra 90. Este egal cu 90. Mai simplificăm totdeauna, că atunci când avem posibilitatea, facem simplificare la fracție, că numerele sunt mari, urâte. Și vine 4 întregi și mai merge prin cât simplificarea asta? Printr-un 2. Și face 24 supra 45. Și 24 cu 45 mai merge printr-un 3. Printr-un 3. Sigur că 2 cu 4 face 6, 4 cu 5 face 9. Și face 4 întregi și 8 15. Supra 15. Și acum, hai să introducem întregi în fracții. Și vine 4 ori 15. Eu am introdus de la început și apoi am simplificat tot. Bine. Și cât face? 68? Nu așa vine? Da, ar da 68 pe 15. Deci este 68 pe 15. Așa 68 pe 15. Iată răspunsul 68 pe 15. Și dacă știu fracția asta, 68 pe 15, atunci nu-mi rămâne decât să fac împărțirea, să văd dacă îmi dă 4,35 în perioadă. Trebuie să faci. Să văd dacă dă. Da, să vedem. Exact. 4,35 în perioadă. Să fac împărțirea. Exact. Nu, împărți pe 68 la 15, vrei. Asta ca să vezi. 68 împărți la 15. 68 la 15. Este egal cu 15, este egal cu 4, 60, 8, 0, 6. 4,6. 4,6, așa, da? 4,35 trebuie să-mi dea. Deci 68, hai să facem împreună, 68. Împărțit la... Da, da? Păi nu, 4,35 am făcut noi doar așa de exemplu, dar 4,5 în perioadă 3, așa trebuie. Da, așa trebuie să dai, ai dreptate. Și așa ți-a dat? Mi-a dat 4,6, adică aproape de răspuns. Nu, trebuie să dai exact așa. Exact. Neapărat. Deci vine de câte ori? De 4 ori, 4 ori 15, 60. Cum? 8 și după 80. Pun virgula. 86. 15 în 80, nu-i? Așa vine? Da! 6 ori 6 ori 90. 4,6. 90 ar fi, ca să facă... Perioada? Nu. Dacă spui că 6, că 6 ori 5, 30, 6 ori 6 ori 3, 9. Deci nu merge de 6 ori.
Păi da, da, am numit corect, că 5 prin 80 nu merge de 6 ori. E de 90 de ori, da. 90 ar da de 6 da, ori. Da, 90. Deci 5 ori, 5 ori 5, 25, 75. Rămâne 5, oborâm 0. 5 prin 50 merge de 4 ori. 4 ori 15, nu, de 4 ori, de 3 ori. 3 ori 15, 45. Rămâne 5 și iar 0 și tot așa. Până la, deci 15. Da? Deci vezi? Da, da, da. Am încurcat. Atenție multă. Asta e proba. Da? Proba? Da, ca să vedem dacă am făcut corect sau nu. Da. Ce am mai învățat? Acum transformarea fracțiilor. Dar asta trebuia să mai fac, că uitasem. Periodice simple și mixte în fracții ordinare. Asta, da? Uitasem, nu. De-aia am vrut să facem mai mult. Ei, acum eu spun că tu dacă ai fi avut curiozitatea să întâlnești, să te uiți acolo, am zeci de lecții de-astea. Am văzut mult. Și de ce nu ne-ai pus acolo să filmezi, să urmărești, să vezi? M-am uitat, credeți-mă. Am întrebat-o pe... Și acum mai vreau să spun, dacă așa stăteau lucrurile, n-aveai voie să nu știi asta. Băi, am uitat, că l-am vizionat de la începutul vacanței și l-am uitat. Bun. Acum mai spun ceva. Eu stau și mă întreb, cui a venit în minte cu chestia asta? Pun de al din nou, de al din zero. De unde e mai chestia așa? Păi, cred că a încercat toate numerele a prom. Măi, eu sunt chiar surprins. Nu, dar de ce a pus numai 9 și 0? Deci 9 și până 0? Și 0, exact. Adică, 9, adică... nou, adică aproape de numărul întreg. Înțelegi? Adică numărul întreg, adică... Chiar nu înțeleg de ce de atâția de al din nouă câte sunt în grupul de cifre periodic și de ce atâția de al din zero cât sunt în partea cealaltă. Și eu am explicat într-o dată din lecție, mai multe lecții. Cred că zero ăla înseamnă 10, dar că o să zicem în cifre, nu știu. Da, în lecțiile mele, la Prof Online, găsește asta, mă. De unde ea? De unde? Tastezi pe Google Prof Online, da. Și te duci acolo și tastezi, te duci la lecțiile acelea din la clasa a 6-a. A 6-a sau a 5-a? Cred că a 5-a sau a 6-a, dar cred că la a 6-a am explicat mai degrabă. Și acolo am explicat concret cum se face treaba asta și de ce de atâția de al de 0, de ce de atâția de al de 9, la a 6-a să te duci. Deci la clasa a 6-a... Sigur că ești acolo, dar vezi cum am explicat. Am explicat foarte tare, foarte interesant. Dar și eu mi-am pus problema. Cum i-a venit în minte? Cui i-a venit în minte să pune atâția de al de 9, atâția de al de 0? Ce ciudățenii. Și am pus mintea la treabă și am zis, bă, ăsta e ăla, trebuie să răspund. Că m-a întrebat un elev și mi-a zis, domn profesor, de unde e chestia asta? Cine a visat noaptea? Care-i povestea? Și acum să facem încă o împărțire. Uite, 7,3 împărțit la 0,5. La 0,5. Eu aș zice, că n-am absolut o idee, am avut o idee, de fapt am gândit. Înmulțim tot amândouă relațiile cu 10. Ca să le trecem în numere... Dar de ce cu 10? Ce te... frământă pe tine. Cine te supă? Virgulele alea, adică împărțitorul ăla mă cam... Împărțitorul? Din cauza împărțitorului înmulțim cu 10. Da, și înmulțesc cu 10 ca să scapi de și de virgulele. Deci echivale de desubt, după înmulțirea așa, de fapt teorema împărțirii curesc cum spune. Spune așa, de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și tu acum scrii teorema împărțirii cu rest și scrii 7,3 egal cu împărțitorul 0,5 ori câtul pe care nu știi plus restul. Da? Cât plus rest. Și înmulțești totul relația asta cu 10 și ea devine 73. De acord? Da, este egal cu 5 ori cât. 5 ori cât plus 10 r. A, dacă trebuie și... Sigur că da. 10
Deci în clipa asta restul nu e restul care trebuie, ci e multiplicat cu 10. Da. Și acum, liniștit, faci 73 împărțit la 5 și te apuci de treabă. 73 împărțit la 5. Da. Și bine, 5 în 7. Pe 5 înseamnă o dată, 5, da. 23, 4, 23, 20, 4, 5, 20, 3, 0, și după aia 6. 14,6. 14, ai zis 14, da? Da. Și acum continui virgula, ai zis, da? Dacă am terminat și nu mai punem acolo... 5 în 30, 6. Bun. 6 ori 5, 30. Și acum, la întrebarea care este câtul, cât este restul? Câtul restul? Câtul împărțirii. O 14,6. 6, ăsta e câtul împărțirii. Și restul este 0, da? Și restul egal. Hai să facem proba de împărțit, adică 7,3. Oh, 7,3. 7,3 ar trebui să fie egal. Cu împărțitor oricât. Adică 0,5 ori cât am găsit noi, 14,6. 14,6. Da. Plus 0, când nu ne-a dat nimic la rest. Plus 0. Acum să facem 0,5 ori 14,6. Să vedem dacă... Păi mulțesc prin 10 prima dată. A, mulțești totul cu 10, că îți vine mai bine, nu? Da, n-am altfel. Păi, atunci te duci... Dar aș vrea să totuși să mulțești pe 0,5 cu 14,6. Păi nu știu, nu pot. Hai, cum să nu poți? Nu pot. Hai să facem, mă. Cu adică 14,6. A, da, da, că dacă părțim să iau. Ori 14,6. Ori 0,5. Ori 0,5. A, da, da, da. Deci... 5 ori 6, 0, ții minte, 3, 20, 5 ori 4, 20 cu 3, 23, ții minte, 2, 7. Și acum zerourile astea nu mai spune nimic. Nu mai, nimic. Dimulțirea cu 0 nu mai facem și acum? Și acum câte numere sunt după virgulă, punem noi virgulă. Așa. Deci două numere. Deci unu, luăm de la dreapta stânga 1, 2, 7,30. 7,30 sau 7,3? 3, dacă e exact. E corect, a făcut-o bine, da? În momentul de față, spunem că am înțeles. Dar să-mi faci tu următoarea chestie. Dacă tu îmi faci asta, eu sunt cel mai fericit. Și spun, George... A înțeles foarte bine. Adică să facem împărțirea următoare. Pe 7,3 să-l împarți la 0,05. Bine. 0,05 și să-mi găsești câtul cu 20 male. Adică să fie 0, să fie 20 male, adică cu precizie de sutim. Și cât este restul? Adică un, să zicem, în exemplu, 7,12. Da, cu 20 male. Cu precizie 20 male și restul să știi foarte bine și restul. Așadar, restul... să vedem cum te descurci aici. Deci, înmulțim totul. Nu, scrim teorema împărțirii cu restul. Ok, da. Deci, teorema de împărțitul. De împărțit egal cu împărțitor. Da. Oricât plus rest. Și acum înlocuim, deci de împărțit 7,3 este egal cu 0,05 oricât plus rest. Așa. Bine. Și acum înmulțesc toată relația asta cu 10. Deci cu 10? Nu, cu 100. Cu 100, 100 cu ochiul tău aici este. Și mulțim cu 100. Deci 730. 730 egal cu 5 oricât plus, da, 100 rest. De 100 de ori rest. Ok. Și acum... George, vreau o modificare. Nu la 0,5, la 0,6. Ok. Deci atâta modificare facem. 6. Imediat să-mi modific și eu. Da. Și începem acum. Bine.
deci acum eu aș împărți 73 la 5 ori. La 730, 6, da? La 6. Deci 730. La împărți la 6. Da. 1, 6, 13, 2, 12, 1, 0, 1. Și face de câte ori, deci o dată? 6, 1, 3, de două ori 12. Este 121 pe radă 6. Deci face cât aici? 10 în 6. De două. Am ajuns la... face cât o dată, nu? 1 ori 6, 6. 4. Da, și un papel. 40. 6. 6 ori 6, 36. Da, virgulă, virgulă, n-am mai... Unde trebuia să pun virgula, George? După... După 1. 1, așa. Și iar... Și 6 secunde. 6 e perioada, da? Perioada 6. Da. Perioada 6. Bine. Spune-mi care este restul aici. Că am zis să-mi dai cât după o precizie de 20 male. Păi oricum sunt 6, 6, 6, 6, 6 de multe decimale. Bun, atunci tu poți să spui că este egal la împărțire aici cu 121,666 și poți să spui de aici 6 perioada. Poți să începi așa. Pot? Sigur că da. Am pus 6. Și atunci eu am zis cu precizie de 20 decimale și tu dai cât 121,66. Că cu 20 mare. Ok, stați puțin. Da. Și care este restul? Restul cred că e pe radă 6. Nu știu. Aici e momentul frumos al ghișiții, să vedem ce perioadă mai. O să facem o perioadă de pauză, că am obosit. Și să continuăm după aceea, da? O să vedem exact. La revedere pentru lecția asta.